dragul meu, veneau ăștia, așa. Veneau ăștia între noi, așa. Veneau indieni între noi. Da? Stimați telespectatori, avem un mijlocul nostru astăzi. Merge? Marele maestru. 1, 2. Da, merge, merge, nu mai faceți așa. 1, 2. Dar vă rog, merge. Merge. Stimați telespectatori. Asta s-o tai la montaj. Partea asta de început. Da, o s-o tai. Telespectatorii sunt foarte curioși și eu ard de nerăbdare să aflăm cu toții care este noul film în care o să turnați, maestre. Dacă toți sunteți aici, poate ne spuneți și nouă. Dragul meu, acum nu este niciun secret. Trebuie să vă uitați la camera acolo. Nu este niciun secret. Voi turna într-o super producție Viața lui Chopin la Hollywood. Deci vă vom vedea în rol de pianist, iubite maestre? Nu, nu, nici de cum, nu. Nu. Păi nu e prevăzut pianul Viața lui Chopin? Nu. Știți, filmul se face într-o viziune modernă. Eu nu știu să cânt decât la trompetă. Așa că le-am propus un Chopin trompetist. Sau fără trompetă, sau fără Chopin deloc. Păi asta înseamnă clar că scenariul este o ficțiune, nu-i așa? Nu, 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 nu. Păi cum? Scenariul este exact Viața lui Chopin. Numai instrumentul se schimbă. Da, aveți dreptate, în fond, stimați telespectatori, nu viața instrumentului se toarnă, ci viața lui Chopin. Până la urmă, trompetist sau pianist, tot Chopin este, nu? Evident, nu merge? Așa, rog, frumos, că merge. Am impresia că nu, nu, e foarte bine, merge. Vă spuneți, vă rog. Știți, filmul începe cu viața lui Chopin, cu copilăria, mai exact. Adică primele scene o să fie filmate de un copil, de un băiețel. Nu, 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 eu voi filma, eu voi filma, dragul tot meu. Este un trucaj, un, înțelegeți? Da, m-am auzit, da, da, da. Este un trucaj cinematografic, bineînțeles, pe baza, pe principiul oprinților deformante. Cum adică, dacă vreți să ne spuneți și nouă? Adică oglinzi deformante, adică voi fi mai lată ca realitate cam de vreo 4-5 ori mai lată. Sigur, normal. Asta înseamnă că ceea ce se pierde în înălțime trebuie câștigat în lățime. Nu trebuie să se ducă undeva diferența asta de... Normal. Arhimede. Da, Arhimede m-am gândit și eu. După ce se dă în leagăn sau... Așa. În altă parte sau va sta în leagăn sau nu va sta, pentru că eu nu știu, nu suport legănatul, dar nu din rea voință. Mă rog, este un amănunt de regie, așa că trecem peste. Bine, atunci spuneți-ne în continuare, ce se întâmplă dacă vreți să ne povestiți? Dragul meu, în operă totul este deformat. Așa. Doar viața lui Chopin rămâne neschimbată. Da, sigur. Se dă în leagăn micuțul Chopin și îl... dar tot schimbați camera. Da, da, camera, da, da, vă rog, partea asta la mine nu prea... Nu, că e foarte bine, uitați cum mi-arătă asta. Se dă în leagăn și îl regăsim pe micuțul Chopin într-o grădină, într-o grădină publică unde el se plimbă și la un moment dat găsește o tobă. Dar ce scenă formidabilă, este maestre. Este nemaipomenit, este extraordinar. Aici sunt interpretat, nu-i așa? Așa? Trei pași. Unul. Chemarea. Chemare. Doi. Revelația. Și trei. Vocația. Sigur. Brusc! Brusc! Se schimbă imaginea. Dar și la noi se schimbă dacă... Vă rog! Televiziunea. Se schimbă imaginea, cadru pe tobă. Cadru pe Chopin, care Chopin, bineînțeles, sfidează timpul, acum este mare, îl găsim în armată, în fața biroului comandantului, care îl aștepta, el era așteptat. Și aici, dragul meu, este marea scena biroului, este marea scena biroului, când Chopin bate la ușă, poc, 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 sau toc, 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 sau cioc, cioc, cioc. Sau cioc, 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 nu s-a stabilit încă, mai sunt încă discuții între scenarii și regizori. Mă rog, treaba pe mine nu mă interesează. El intră în biroul generalului, presupun, nu? Care plângea în hohote fiind un comandant sensibil de război. Și aici vom fi nevoiți să subtitrăm imaginea. Vă rog, este incredibil. Adică o să textul general o să fie imprimat? Textul o să fie subtitrat. Și telespectatorii vor citi
telespectatorii vor citi următorul text. Dacă mi-aduc aminte. Chopin jos Joben Joben nu, nu. Chopin jos pălăria. Da, ce text formidabil. Nemaipomeni, da, nemaipomeni. Foarte. Și pleacă. Cine general, nu? Nu, Chopin. A. Dragul meu pleacă și în fața cazărmii o întâlnește pe George, pe care o lovește cu cotul. Dar vă rog eu frumos să mă uitați acolo, mm, da? Așa, o lovește cu cotul. Pe care o lovește cu cotul și spune: mă scuzați, domnule. Adică o confundă cu un domn? Da, dar din cauza prenumelui. Ah, George, da, 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 da. Însă ea imediat pune lucrurile la punct și răspunde: domnule, mă scuzați, sunt o doamnă. Și aici, dragul meu, dacă îmi permiți, cel mai frumos text pe care l-am în tot filmul. Păi dacă îmi și spuneți și nouă, maestre. Când el răspunde, adică, eu răspund, da, în franceză. Je suis très timide, nu face nimic. Deci asta îi spune Chopinului George după... Da, 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 faceți, da. 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 Și acum este un moment excepțional. Este o lovitură cu de fudr. Adică cu dragoste la prima vedere, nu? Nu, 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 nu. Este o dragoste fulgerătoare. Ei, păi tot aia, maestre. Cei doi îi putem vedea pe lacul Bourget. Așa, pe lacul. George vâslește. George vâslește? Da, George vâslește pentru că Chopin scoate goarna. Scoate goarna și improvizează sub clarul de lună. Păi asta înseamnă, stimați telespectatori, că ne aflăm în plin proces de romantism. Da, muzica e beat. Păi cum adică nu se folosește muzica lui Chopin? Nu, se evită muzica lui Chopin. Acum, nu are rost să-l amestecăm pe Chopin în toată ciorba asta. Până la urma urmei, ca sensibilitate, ca armonie, muzica Beatles-ilor se aseamănă cu cea lui Chopin. Da, așa, într-o oarecare măsură. Totuși, telespectatorii sunt foarte curioși să află și eu sunt foarte, foarte curios să aflu ce se întâmplă în barcă până la urmă. În barcă nu se mai întâmplă nimic, pentru că între timp cei doi s-au unecat. A, da? Da, și filmul continuă cu viața lui Gounod, pentru că el a trăit mai mult decât Chopin. Sau cu viața lui Bach sau a lui Voltaire, mă rog, nu s-a stabilit încă, mai sunt încă discuții în funcție de ce materiale vor găsi pentru costume.